Bună seara, Conny! Mă bucur foarte mult să ne revedem. Este prima întâlnire și prima conversație din 2021 deja, de când am început să conversăm. Și pentru că începutul de an vine cu foarte multă bucurie și cu energie de multe ori, pentru oamenii au obiceiul să-și pună noi lucruri pe care vor să le împlinească. E un moment în care simți că poți să faci un restart, pentru că au apărut o mulțime de metode, rezoluții, cuvântul anului, meditații la miezul nopții și așa mai departe. Aș vrea să purtăm astăzi o conversație despre ce ne ajută să ne împlinim ceea ce ne dorim în viața noastră. Măi, aș putea, nu am o listă deșteaptă de răspunsuri, dat fiind faptul că, așa cum ai spus tu mai devreme, există foarte mulți oameni care spun o groază de chestii, foarte multe lucruri deștepte, frumoase, pe bune, adică meditații la miezul nopții, făcut la una alta, sprijinit, adunat, toate astea sunt fantastice. N-am o listă și dacă aș spune, s-ar pierde în marea de alte liste care sunt acolo afară. Dar pentru mine, pentru mine, ce înseamnă rezoluții, ce sunt rezoluții, importante rezoluțiile, în fiecare an trebuie să faci rezoluții. Vreau să-ți împărtășesc un lucru ca să facă o diferență de unde vin eu când vorbesc despre asta, da? Da. Ok. În 1983 am participat într-o seară, într-un eveniment la care... despre care nu știam nimica, n-aveam de gând să ajung, nu știam că există, s-a întâmplat să ajung. Era seara, 7 seara sau ceva, când am ajuns acolo. A fost o întâlnire cu educație ontologică. Educație ontologică care nu face nimic altceva decât să-ți dea la o parte tot felul de condiționări, de idei, păreri, opinii, de tradiții și de tot felul de constructe de-astea mentale pe care noi le avem, ca toți oamenii le avem. Le-a dat la o parte această educație pentru mine în seara aia și am observat un lucru extraordinar. Că pentru a-ți împlini rezoluțiile cu adevărat, nu este nevoie să le vrei, să vrei neapărat foarte tare să le împlinești. Nu este nevoie să-ți fui afirmat să le împlinești. Nu este nevoie să faci nimic ca să le împlinești. Okay? Pentru a-ți împlini cu adevărat rezoluțiile, trebuie să te uiți la cine ești. Și acum am să spun în împărtășirea pe care eu o voi face despre ce vreau să vorbesc, pentru că ce am spus poate sună interesant, curios, deștept și mai departe. Dar trebuie să știi de unde vine chestia asta. Că e important cine ești. No, în seara aceea am observat un lucru. Că în fiecare an, în de Crăciun, trăind în Israel, eu îmi făceam curat în casă pentru că era o tradiție. De Crăciun faci curat în casă. Faci foarte curat în casă, da? Apoi, pentru că eram în Israel și acolo oamenii nu știau că sunt creștină, am învățat să-mi desenez cu hârtie creponată verde pe geamul de la terasă, aveam o terasă frumoasă, să-mi decupez un pom de Crăciun. Apoi îmi cumpăram o sticlă de murfat lar de la un evreu român de pe strada Dizengoff și apoi mă așezam în toată curățenia asta pe 24 decembrie, mă așezam la masă, liniște, curat, frumos, mirosea frumos, aveam vinul deschis pe masă și fumam ca un turc atunci. Și atmosfera de Crăciun. Puneam radioul la... Captam un post românesc de muzică tradițională românească. Da? Ei, și se crea acolo o mini-Românie, o mini-Românie creștină în sala aceea. Și apoi în camera mea. Și apoi în apartamentul meu, dacă fapt, în mini-apartamentul meu. Și apoi ce făceam? În starea aceasta, cu toate aceste înconjurături, ce mă înconjura, care crea un anumit tablou, ok? Pe care toți oamenii și-l doresc de sărbători, da? Un tablou anume, știi? Mă așezam cu jurnalul meu în față. Eu dintotdeauna am scris pe jurnal. Intuitiv, nu mi-a zis nimeni. Eu am scris în jurnalul meu gândurile mele pe care nu le puteam exprima altora. Le scriam acolo. Și m-am apucat să scriu pe o pagină curată. Nu? Prima întrebare. Ce am făcut anul ăsta? Nu. Și imediat, instantaneu, îmi venea să scriu pe hârtia asta că anul acesta... plicul de dolari pe care l-aveam eu sub șifonier, sub unul dintre picioarele de la șifonier, în spate, lipit cumva, că nu puneam banii ăștia în bancă,
Unul dintre lucrurile pe care le aveam era plicul de dolari era mai mare. Automat venea o mulțumire, Doamne, că mi-ai dat de lucru mai mult. Automat venea o mulțumire, Doamne, mulțumesc, Doamne, pentru că am fost sănătoasă ca să pot să muncesc mai mult. Ok? Deci mulțumire pentru aceste două lucruri. După care era un complet blank, un complet gol în capul meu, nu mai puteam să văd nimic, 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 nimic. Pentru asta am trăit eu un an de zile. Am mai trecut un an de zile din viața mea. Am un plic mai gros. Mulțumesc, Doamne, că am fost sănătoasă. Dar ce altceva s-a întâmplat în viața mea de atunci, de un an de zile? Avusesem grupuri mai bune, grupuri mai rele, oameni mai interesanți, oameni puțin interesanți, evenimente mediocre, mici, care nu reieșeau în evidență. Nu era nicio minunare acolo. Nu era niciun fel de minunare, niciun fel de extraordinar, niciun fel de dragoste, niciun fel de aventură, niciun fel de explozie mentală, niciun fel de bucurie dezlănțuită. Nu era nimic dintre astea. Absența acestor lucruri mă făceau să ajung într-o stare de milă de mine, de profundă dezamăgire, pentru că mai trecut un an și efectiv n-am trăit. Supraviețuisem bine, făcusem lucruri, dar nu trăisem. Și dezamăgirea era așa de criminală, atât de oribilă, Doamne, încă un an. Și nu știam ce să fac ca să nu treacă încă un an fără să fac nimic. Și apoi ce am văzut este că pe la jumătatea sticlei, continuând să beau și fumam și ascultam muzica și uitându-mă la mine cu tristețe, ajungeam pe la jumătatea sticlei să-mi spun, cu ajutorul vinului evident, și asta a fost acum, mai pot să întorc înapoi, ce sens are să mai plâng după ce s-a dus. Și cumva renunțam la plânsul de milă, renunțam la judecata că am mai trecut un an fără să fac nimica. Următoarea întrebare, continuam să fumez și să beau, următoarea întrebare nu puteam să o pun decât la sfârșitul sticlei. De una singură, o sticlă în murfat clar dusă, muzica aia, îmi puneam următoarea întrebare. Dar nu eram destul de dusă ca să nu mă prind de ceva. Totuși, eu nu mă prind, mă făceam că nu mă prind și nu mă prindeam pentru că mă făceam că nu mă prind. Era cu un fel de auto-hipnotizare, auto-sfălare pe creier, auto-manipulare, pe care am văzut-o doar în seara aceea când m-am dus la cursul acela unde se vorbea despre estreming. Și ce crezi că am văzut? Am văzut că pentru a evita starea de nemulțumire, de suferință profundă și dezamăgire față de mine la anul, de fiecare dată, în cel puțin ultimii ani de când trăiam în Israel, era să cobor ștacheta la ce îmi propuneam de anul viitor. Pentru că dacă îți propui niște lucruri mărețe și nu știi cum să le împlinești și nu le împlinești, suferința este și mai mare și atunci coboram ștacheta, o puneam cât mai jos, ca ceva totuși să întâmple, să nu mai trec prin suferința pe care am trecut-o. Deci, practic, era o păcăleală cumplită asupra mea, de mine, în cunoștință de cauză. Da? Asta am descoperit în S-training. Și în seara aceea când am fost la introducerea, la prezentarea aia. Câtă minciună de sine! Ok. Evident, nu știam cum să mă împlinesc aceste lucruri pe care le aveam. Ce rezoluții ai? Ce rezoluții poate să aibă un om? Nu știu, că nu mă preocupă ce rezoluții au alții. Am văzut destule, sunt destul de patetice. Cum era și a mea atunci, pentru mine viața nu ar fi putut exista dacă nu aveam o familie și un business. Erau rezoluțiile mele sau erau visele mele. Le chemam visele mele. Da? Vreau o familie și vreau un business. Evident, trebuie să am un bărbat ca să am o familie, nu? Ca să am copii și mai departe. Nu mi se păreau ieșite din comun aceste lucruri. Pentru că, nu, toată lumea le are aproape, toată lumea câștigă existența, cumva toată lumea are familie, aproape toată lumea are familie. De ce să n-am o familie? Deci tu, și de la an la an se împlineau aceste lucruri. Dar când am participat în această educație, mi-am dat seama că este absurd să-ți dorești să împlinească ceva. Când tu nu știi cine ești. Dacă cine eram eu atunci de nu se împlineau aceste scopuri, aceste vise ale mele, rezoluții, nu-mi place deloc, dar mă rog, pentru tine am să zic rezoluțiile. Da. Nu-i musai, bine. Le-am pus pe... Hai să zic rezoluții. Da. Am să zic rezoluții. Cine eram eu? Întrebarea este, cine ești, ca să faci o diferență, ca să ți se împlinească rezoluție, trebuie să întrebi, cine sunt eu de nu mi se împlinesc rezoluțiile? Cine trebuie să fiu eu ca să mi se împlinească rezoluțiile? Rezoluțiile sunt la pachet cu cine ești tu. Pur și simplu. Ele se împlinesc în funcție de cine ești tu. Păi,
cine eram eu de nu mi se împlineau rezoluțiile? Păi, eram o persoană care se gândea că sunt bătrână, urâtă și nemeritată. În primul rând, nu eram evreică, eram creștină. Aveam încă un handicap pe lângă faptul că eram bătrână, urâtă și nemeritată. În Israel, fetele se mărită la 23-24 de ani, au familii care le dau bani, dotă, bla, 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 tot felul de ajutoare, nu știu ce. Eu n-aveam niciuna, nici alta. Atunci eram deja handicapată, că eram mai în vârstă, aveam 27-28 de ani. 28 de ani în seara când am realizat ce se întâmplă cu rezoluțiile astea. Deci eram în vârstă, n-aveam bani, nu eram evreică, toate belele din lume. Cum să mi se întâmple mie ceva cu toate handicapurile astea? Lipsă de încredere în mine, lipsă de coerență mentală. Din cauza lipsei de coerență mentală nu știam ce direcție am, nu știam ce înseamnă să împlinească viața, știam doar un singur lucru, că eram neîmplinită, suferindă, dar nu știam cum și de ce. Păi evident mă uitam acolo afară la ceva. Deci, din momentul în care am participat în această educație, am descoperit cine eram și că n-aveam nicio șansă să împlinească acele lucruri. Și dacă s-ar fi împlinit, ar fi fost și mai dramatică golul. Dramatic golul. Suferința. Pentru că ar fi fost mecanice doar ca să bifez niște căsuțe. Dar înăuntru nu era nimeni. Înăuntru, care să bucure de asta. Nu era nimeni. Pentru că nu știam cine sunt. Deci, înainte de rezoluții, eu ce mi-aș propune... Dacă aș fi oricine altcineva, mi-aș propune să am un an de aventură. În ce sens aventură? Să nu-mi pun nicio rezoluție și să-mi propun să nu știu nimica. Și dacă nu știu nimic, în fiecare zi am ochii deschiși ca un copil care este mare, așa mare de tot. Mă uit în viața mea, în jurul meu. Și apoi, în funcție de ce văd, pentru că nu știu nimic, mă uit ce ar trebui să fac ca să trăiesc din plin acea zi. Aș face lucrurile inspirându-mă? Aș da 100%? Aduce valori cum ar fi integritate, prezență, dragoste necondiționată? N-aș mai intra în mecanismele mele destructive. Îți jur, o singură săptămână, să nu vorbesc despre o singură zi, trăită astfel, ar face o diferență extraordinară. În care orice rezoluție se poate împlini după aceea. Transformarea trebuie să fie făcută în cine ești, vis-a-vis de cine ești, ca să ai rezoluții care să facă o diferență. Evident că sunt revoluții care fac o diferență. Toate rezoluții fac diferență la urmă, știi? Nu sunt mici și mari, toate fac diferență. Dar trebuie să lucrezi întâi cu cine ești ca să ai rezoluții care se împlinesc. E și un alt punct de vedere, nu vorbesc că este adevărul, știi? Vreau să fac acum o precizare pentru toți cei care ne urmăresc, pentru că mulți mi-au zis, Clementina, sunt foarte interesante discuțiile cu Connie, dar parcă tu ai fi la terapie, nu ești realizator de emisiune. Și da, nu sunt realizator de emisiune, chiar dacă am inițiat această serie de conversații pe care le difuzăm pe pagina de Facebook a Psihologiei. Și le-am făcut... pentru că știu valoarea pe care o conversație cu Connie o aduce. O să te opresc, da. Zi. Completează că trebuie să spun partizat de ce spus. Da, zi. Pentru că știu valoarea, pentru că am făcut coaching și acum am o intuiție, Connie o să spună că nu face terapie și da, nu facem terapie aici, dar eu am ales să aduc întrebări personale care cumva mă clarifică pe mine, pentru că nu putem vorbi dintr-un cadru teoretic. Nu există teorie. Suntem oameni și fiecare experimentăm. Și mi se pare mult mai valoros ca cei care ne ascultă să poată să aibă acces la întrebările naturale și reale ale unei persoane, și anume ale mele, într-o conversație ontologică din care sunt sigură că fiecare va avea oportunitatea să vadă ceva care este adevărat pentru ei. Clementina, nu știu ce a spus persoana asta sau ce ți-a spus și ce a spus, că nu face sens pentru mine nicio culoare. Nu este terapie, nu fac asta, nu știu ce dracu-ți poate să fie asta, nu sunt în stare, nu știu ce poate să fie. Ești o ființă umană sau o ființă umană, o lucrăm într-o conversație umană și te-ai uitat la câteva din persoanele care... Cum le-ai chemat tu asta de la televiziune? Cum le-ai chemat? Moderator. Aha, ai văzut câțiva, scuză-mă, te rog. Deci, da, nu cred că e cazul să vorbim despre asta. Da, eu am simțit nevoia să fac această precizare, pentru că știu că cei care au ascultat emisiunile de până acum ne ascultă în continuare și mi s-a părut important să poată să vadă care este spațiul din care conversațiile noastre
conversațiile noastre se întâmplă. Vreau să spun ceva. O persoană care are astfel de conversații, de comentarii, este o persoană care pierde complet punctul la ce se întâmplă. Se poate. Să nu ștergi asta din video, te rog. Nu șterg nimic din video. Okay. Deci o persoană care se reflectă la, uite la forma, la nanana și n-ascultă conversația și ce-i deschide conversația, își pierde timpul, sunt să mă uite, să duc la un moderator care știe să vorbească. Așa, acum, altă precizare, nu șterg lucruri din video decât dacă au fost întreruperi cauzate de internet și a trebuit să revenim asupra răspunsului ca să avem o calitate audio a mesajului. Acum, revenind la conversația noastră, să ne concentrăm asupra cine suntem noi. Da. Trebuie să-mi aduc aminte de scena aia din Anger Management cu Jack Nicholson și Adam Sandler, nu știu dacă o știi. Omul era la trebuia să scape de furie și îl întreabă cine ești tu și el își spune numele și spune nu ești numele tău și cine ești tu? Păi sunt designer, nu ești profesia ta și așa mai departe. Fabulos, ai auzit asta și în Landmark, nu-i așa? Am auzit și în Landmark. Da. Okay. Pot să recunosc pentru că încă nu știu să răspund la cine sunt eu. Serios? Serios. Aha, ce frumos! Și asta am văzut vorbind cu tine mai devreme, pentru că m-am pus, evident că am și o listă de obiective pe care le-am pentru acest an, am o listă de dorințe, am vise pe care vreau să mi le împlinesc și tot în timp ce tu împărtășeai care a fost experiența ta, stăteam și mă gândeam, rezoluțiile mele, cine sunt eu? Rezoluțiile mele, cine sunt eu? Cine sunt eu? Cine sunt eu? Și mi-am dat seama că sunt exact ca Adam Sandler. Sunt Clementina Angelache, sunt Adice, bla, 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 bla. Oprește-te, oprește-te. Hai să facem un exercițiu pentru un exercițiu de conștientizare. No, spune-mi și mie, din acele rezoluții pe care ți le-ai creat sau pe care ți le-ai creat în trecut, pe care le poți avea acum, ce s-ar întâmpla? Cine-i fi? Ce s-ar întâmpla cu tine dacă le s-ar împlini? Gaș, nu vreau să mă gândesc la asta. Zi, trebuie să te gândești. Deci, nu, până pentru că știi ce se, zic ce mi se întâmplă mie. Mă sperii. Atunci ai văzut de ce nu le împlinești? Că ți-ești cineva care ți-e frică de fericire și de împlinire. Mă sperii, pentru că apare conversația așa cum ce. Exact. Acum oprește-te pentru oameni, te rog frumos, oprește-te un pic, să facem un punct. Punctul este următorul. Cine ești tu vis-a-vis de rezoluțiile tale, ești cineva care nu vrea să se împlinească rezoluțiile. Sunt. Atunci, pe rezoluțiile tale nu se împlinesc pentru că te sperie dacă tu le împlinești. În concluzie, cine ești tu de nu ți se împlinesc rezoluțiile? Cineva care nu le vrea cu adevărat. De frică. Gata, ai văzut ce ușor este. Și cine trebuie să fiu ca să mi le împlinesc? Dar de ce? Nu e adevărat, pentru că în primul rând nu te interesează. Dacă ar veni Dumnezeu și ți-ar spune cine ai putea să fii, tu nu ai fi pentru că ți-e frică să împlinești rezoluțiile. Pentru că apoi viața ta despre ce este? Dacă tu nu-ți faci de lucru atât de mult ca să fii ocupată, dacă ți se rezolvă toate chestiile astea, ce o să te faci? Am avut frica asta în 1983. E cumplită, știu. Am realizat de ce îmi promovam, îmi prelungeam o suferință și o lipsă în viața mea, pentru că m-am gândit ce fac până la 80 de ani dacă le împlinesc acum. Aveam doar 28 de ani. Și datorită antrenamentelor ontologice, când mi s-a dat pe față pâcla și s-a dat din nou și din nou și din nou, am avut curajul să-mi permit să împlinesc acele lucruri, ca apoi viața mea să fie extraordinară, că știu că nu cunosc ce se poate întâmpla. Momentul acela mi s-a deschis totul. Am avut o viață spectaculoasă, doar pentru că nu am știut ce și cum, am știut doar un lucru. Cine sunt eu? Sunt cineva care trăiește o viață de extraordinar. Care este extraordinar de curajos. Așa am trăit. Pentru că în loc să fiu cineva căruia e frică de împlinirea viselor, am trăit în extraordinar de curajos și o viață extraordinară. Și atunci lucrurile mi s-au întâmplat. Și am avut rezultate pe care nu le-aș fi putut visa înainte. Acum ai niște patetice rezoluții de spanac care îți dau acolo o intenție, care sunt un alt morcov pentru tine încă un an, care apoi să-ți spui nu l-am împlinit pentru că bla bla bla.
Da? Și este o patetică repetiție de la an la an până când ai zis am ajuns la 50 de ani, dacă nu s-au împlinit până acum s-au dus dracului. Gata. Asta e, poate în viața următoare. Ce viață e aia? Decline. În concluzie, ai aflat cine trebuie să fii? Eu, cine trebuie să fii ca să împlinești rezoluțiile? Este cineva deja împlinit, deja fericit, care nu aleargă după ceva care să-l facă așa. Atunci, dar cum poți să fii împlinit deja și fericit deja? Păi nu știu, uită-te, fată. Câteodată te scoli dimineața și ai niște circumstanțe și te simți nasol. A doua zi, nu știu ce s-a întâmplat, poate ai avut sex, poate ai mâncat, poate te-ai distrat, poate ai avut o cină specială, cineva ți-a zis, te-a complimentat. Ai aceleași circumstanțe, te simți însă extraordinar. Ce-a făcut diferența de te simți extraordinar cu aceleași circumstanțe? Pentru că tu poți să fii oricum, oricând, oricum și oricând, când vrei tu, cum vrei tu. Da, da, asta sună ceva fantasmagoric pentru o ființă umană care nu știu. Asta voiam să zic și eu. Eu am experimentat lucrurile astea pentru că mă antrenez împreună cu Connie în continuare în această educație ontologică. Hai să ridicăm puțin misterul despre cum pot să mă trezesc în fiecare dimineață și să fiu viu. Pentru că nu, să fiu fericit, să fiu împlinit, înseamnă să fiu viu. Da. Da. E adevărat, cum poți să te scoli? Cum poți să te scoli? Cum poți? No. Eu îți răspund la asta, dar după aceea vreau să-ți răspund la acea întrebare mai devreme, care apare mai devreme, cine sunt eu? Că sunt oameni care probabil că nu știu cine sunt ei, cu adevărat. Da? Am să vorbesc formă de despre asta. Cum poți? Vai... spun o întrebare din Landmark, este frumoasă, poate fi pusă în diferite feluri, dar este foarte concisă din Landmark. Spune, poți să-ți faci o prăjitură dacă pui frișcă peste noroi? Nu. Nu. În concluzie, dacă eu ți-a spune ție cum poți să faci ca să te simți viu și nu știu ce, ca să fac acest lucru, trebuie să dai la parte noroiul. Ce înseamnă noroiul? Ignoranța, întunericul, necunoașterea. Nu ignoranță în sensul că ești prost sau prostie, ferească Dumnezeu sau peorativ. Pur și simplu să dai la o parte niște lucruri de care nu știi că ele îți obstrucționează vederea. Trebuie să faci întâi asta. Ok? No. Cum poți? Jesus, nici nu pot să spun asta. Am fost, acum să-ți împărtășesc un lucru. Am fost la Brașov, am făcut un interviu în urmă cu ceva ani. Și persoana cu care am făcut acest interviu, apropo, moderator de televiziune care știe să facă conversații, okay, mă duc să mă întâlnesc cu ea cu o oră înainte și să-mi arate lista de întrebări care vrea să mi le pună. M-am uitat la ele, normal, aceleași întrebări, întotdeauna sunt aceleași întrebări, dacă vrei. Și, pe urmă, începe emisiunea, mă așez în fața camerei de luat vedere și eu la o masă, ea la o altă masă, da? Camera de luat vedere se uită la ea și apoi se uită la mine. Și începe ea, camera de luat vedere este pe ea și ea începe, bună seara, bine ai venit, bla, 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 mă prezintă pe mine, nu știu ce, și îmi pune prima întrebare. Păi camera se mută către mine și ghiși ce, eu mă uit la ea, că mi-a pus o întrebare și în momentul imediat următor, după ce mi-a pus întrebarea și eu să-i răspund, e ca și cum mi-a tras una la joale, știi? Apropo, în Moldova mi-a spus că se zice țurloaie, nu joale. Da? Da. Mi-a tras una la țurloaie. În ce sens? Că în loc să mă asculte. S-a apucat să facă nu știu ce. S-a jucat pe telefon sau croșeta sau făcea lista de cumpărături. N-am idee ce făcea. Am crezut că leșin pentru că nu pot să vorbesc într-o lipsă de ascultare. No, m-am repliat repede. Și cum m-am repliat? Fii atentă. În Israel, când eu am început să fiu seminar leader pentru Landmark, era un tip care era mentorul meu, da? Care mă supraveghea, mă sprijina pe mine în meseria asta de seminar leader, pentru că el era seminar leader. Îl chema Arie Shahar. Și Ari mi-a spus mie la un moment dat, Connie, tu ai manualul în mână, ei habar n-au despre ce vorbești, nu știu ce scrie în manual. Tu spune orice că e pentru ei ok. Mi-am adus aminte de chestia asta și când m-a luat prin surprindere femeia și am văzut că nu pot. Jesus, ce fac? Ce fac acum? M-am recreat, m-am generat ca să pot să vorbesc cu cameramanul care era în spatele camerei de luat vedere, știi? Deci, cazi întotdeauna ca o pisică dacă ești prezent în această educație. Cazi în picioare și este ok, nu invalidezi nimic. Am ignorat-o pe femeie. Acum, fii atent ce se întâmplă. Femeia asta îmi pune întrebările după care se culcă din nou să face ce face.
La final mi-am pus o întrebare care m-a dat pe cu roțile în sus. De ce m-a dat pe mine cu roțile în sus? Pentru că a fost surprinzătoare. Deci a fost surprinzătoare că nu era pe lista ei. Apoi era surprinzătoare că nu era pe listă, dar mai mult era surprinzătoare pentru că era de o importanță majoră și ea pe ea nu o interesa. Știi? Am fost șocată din toate unghiurile. Oi, am căzut ca pisica în picioare din nou, mi-aduc aminte de Arie Shahaf și acum ce am făcut? Am început să dau din gură ca fraiera, am început să spun niște baliverne care nu aveau niciun sens. Nici nu știu ce naiba am spus, n-aș putea să repet. Sper să nu fie pe undeva această înregistrare, pentru că este chiar jignitoare la adresa oricărei inteligențe. Dar m-am gândit că oamenii sunt obișnuiți să asculte lucruri fără să rămână în mincă căpățâna lor. Stai acolo și te uiți la unul care vorbește, îți intră pe aici, se pe aici, unde ești tu, nu se știe. Eu pe bune că știu asta, adică din experiență personală. Ascult cât un dobitoc, 5 minute, văd, pac, face sens ce spune, dar nu rămâne nimica. În concluzie, zi, las că nu le rămâne nimica oricum de la mare majoritate, așa că au practică multă în a asculta baliverne. Am plecat de acolo, nu i-am zis lui aia că a fost o tâmpită, am plecat de acolo și pe stradă fiind vreau să-mi dau șuturi în fund. Șuturi îmi venea să-mi dau în fund. Singura explicație pentru faptul că n-am știut să răspund la întrebarea cine suntem noi, dar, că mi-a zis mie, dar cine suntem noi? Ce? Da. Singura mea explicație de la cine suntem noi, puteam să-i spun că era simplu. Era foarte simplu. Era, câteodată în educația asta, ca să spui ce este ceva, trebuie să spui ce nu este. Poți să spui ce nu este și atunci spui ce este. Și așa poți să spui ce este ceva, când spui ce nu este. De pildă, puterea nu este forță. Dacă aplici forța, arată că n-ai putere. Orice implementare de lege cu forța, care eliminează drepturile oamenilor, orice abuz, orice impunere, împotriva-i cuiva, vine din lipsă de putere. Din lipsă de putere. Asta este un lucru care ar putea să deschide multe, multe minți. Da? Când unul o folosește forța, este că nu are putere. Și acum, ideea era cine suntem noi. Și eu trebuia să-i spun, simplu, ca să nu mă complic cu explicații. Draga mea, zic, nu pot să spun cine suntem noi, dar pot să spun cine nu suntem noi. Și trebuia să-i spun. Noi nu suntem corpul nostru, numele nostru, jobul nostru, imaginea noastră, copiii noștri, familia noastră. Noi nu suntem sentimentele noastre. Noi nu suntem trecutul nostru. Noi nu suntem poveștile noastre. Gata. Cine suntem atunci? Ah! Noi nu suntem nimic cu care te identifici. Mă, gata, și păstrezi un moment de liniște. Tu vrei să spui că nu sunt poveștile mele, trecutul meu și părinții mei și educația mea și copiii mei? Nu, nu ești. Ești cel care le are. În momentul în care poți să auzi acest lucru, este o detașare extraordinară, dacă poți să auzi. Eu nu sunt lucrurile cu care până acum m-am identificat. Nu sunt gândurile cu care m-am identificat. Câteodată avem niște gânduri de care este ne înroșim noi înșine, de noi înșine, lăsăm capul în jos și ne rușine de gândurile care le avem. Dar te rușinezi pentru că te identifici cu ele ca și cum le-ai făcut tu, le-ai gândit tu. Nu, nu, nu. Nu le-ai gândit tu. Deci, noi nu suntem gândurile noastre, noi nu suntem corpul nostru, noi nu suntem nimic din toate cele lucruri. Atunci cine ești? Gata, răspund. Nu, nu e nevoie să răspunzi, că vorba intri în altă bălărie. Da, eu în general spun, imaginează-ți că poți să fii o tablă albă, te-ai născut o tablă albă. Tu când ai copii, gândești despre ei că totul e posibil pentru copiii tăi. Asta e o tablă albă de posibilități, nu? Orice e posibil. Pe parcursul vieții tale începi să spui, eu sunt așa pe dincolo și pe dincolo și pe dincolo, eu sunt proastă, sunt grasă, n-am noroc, nu sunt iubită, nu sunt apreciată, eu nu sunt așa și nu știu așa. Și în general, conversația pe care o pui pe tablă este una negativă. Dacă te uiți cu adevărat și te oprești un piculesc, un pahar de vin în mână, stai într-un fotoliu și te gândești și ești prezent la gândurile pe care le ai de dimineață și până seara, nu spui decât ce nu ești. Și atunci, acum n-aibă să te mai scol de acolo. Așa că, dacă nu ești aceste lucruri și ești doar o tablă albă, tu poți să spui, ok, dacă îmi iau tabla înapoi. Ca să-mi iau tabla înapoi goală, înseamnă că trebuie să-mi asum responsabilitatea pentru faptul că eu știu și pot să gândesc dacă vreau. Dar pentru asta trebuie un pic de antrenament, că oamenii au creierii încălciți. Eu vorbesc acum cu tine, dar foarte puțini oameni, mulți oameni or să intuiască realitatea sau adevărul, dacă vrei, din această comunicare. Dar ca să faci acest lucru, ai nevoie de o moașă care să te moșească, să te renaști.
personal nu cunosc o companie care să fie mai extraordinară în a face această moșire în 3 zile, cum este Landmark. Pentru mine am înviat într-o seară de două ore jumate într-o seară în conversația ontologică a cursurilor care au precedat Landmark. Deci, ce să spun? Orice îi spune oamenilor, nu importă cât de deștept, este pierdut datorită faptului că oamenii au creierii încălciți, scurt-circuitați. De unul singur nu poți să gândești cu o minte scurt-circuitată. Trebuie să-ți arate cineva undeva unde este scurt-circuitul. Am vorbit acum despre scurt-circuit, unul dintre ele. Tu nu ești cu ce te identifici. Nu ești corpul tău, nu ești educația ta, nu ești trecutul tău, nu ești bărbatul tău, nu ești familia ta, nu ești conceptele tale. Atunci cine ești? Gol. Dacă este gol, ce poți spui acolo? Orice. Ce poți spui acolo? Ce intuiești că ești? În Biblie se spune, ființa umană, omul este creat în chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Poftit? Atunci cine ești? Cum îndrăznești să diminuezi cine ești creat să fii? Dumnezeu e limitat? E prost? Îi lipsește ceva? Biblia minte? Cine îți face această educație? Cine îți face la cunoștință acest lucru? Sunt oameni care sunt capabili să o facă mai bine, alții mai puțin bine. Prefer pe aia care o fac bine și în scurt timp. Și apoi cu creierii mei reparați, adică reparați, puși la eliminat scurt-circuitul, pot să gândesc pentru mine pentru restul vieții mele. Și atunci pot să fiu cine vreau să fiu, pentru că dacă sunt în chipul și asemenea la Dumnezeu, precis pot să am toate, inclusiv fericirea, care cine sunt eu. Dumnezeu e fericire sau e tristețe? Fericire. Dumnezeu le are pe toate. El spune, le are pe toate, doar că vrei, vrei, stres, tristețe, ia-o. Vrei fericire, ia-o, că ai liber arbitru. Fă ce vrei. Trebuie să descoperi de asemenea că ai liber arbitru. Ați-am răspuns ceva în asta? A fost valoros ceva? Da. Am făcut o distinție majoră. Și acum, Cum ne trezim dimineața? Dar fi faptul că scurt-circuitele sunt încă acolo, absolut acolo, cum te trezești dimineața? În mod mecanic și absolut automat, fără niciun fel de discernământ, fără niciun fel de chestie. Puneți un zâmbet pe față. Nu gândi, trebuie să am un zâmbet pe față. Nu gândi. Este un lucru mecanic. Îl pui pe față. În momentul în care ai pus un zâmbet pe față, toate gândurile au dispărut. Alea care spun că ești proastă, te simți nasol, ești lovită, te doare, te face, te remine, ce-ți faci, dispar toate. De ce? În momentul în care pui un zâmbet pe față, au descoperit oameni de știință, neurologie, oameni, doctori, deci, nu știu cum să le spun, au descoperit că doar schițarea zâmbetului pe față îți declanșează crearea de serotonină în creier. Deci îți dă o stare de bine. Excelent, asta înseamnă că avem resurse. Nu suntem... Lumea este plină de resurse. Tu filtrezi tot, pentru că ți-am zis, e mult noroi. Pui frișcă uneori, să mai faci o fisură prin noroi și mai pătrunde ceva. Dar, sigur, eu fac asta. Mă amuz, bineînțeles, când pui zâmbet pe față, te amuzi. Apoi, mă dau jos din pat pe partea dreaptă. Am descoperit asta de la o conversație a lui Sadhguru și, bineînțeles, am șmecherit-o imediat. Te scoli, rostogorești pe partea dreaptă, stai în fund pe picioarele, tălpile pe pământ, na? Îți freci mâinile și le pui pe ochi și stai câteva momente așa. Asta înseamnă că străzește tot sistemul, tot corpul tău, tot sistemul neurologic, toate să se trezesc într-o dată cu putere și energic. Deci mă rostogolesc pe dreapta, mă dau cu fundul așa, stau picioarele pe pământ, frec mâinile, îmi pun pe ochi și cu zâmbet pe gura. Iar apoi ce fac? Pun muzică. Mă scol la 4 dimineața, scol muzică. Dansez prin casă. Dar fii atent să nu-ți impui chestia asta. Nu trebuie să-ți impui chestia asta. Asta intră ușor, 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 ușor. Eu cred că cel mai bun lucru pe care aș putea spune oricui care nu are idee despre nimica de chestia este să nu se mai atât de important, să nu se mai dea atât de important. Și dacă nu se mai dă atât de important, cum faci asta? Păi, eu personal îmi spun că sunt un cel mai mare asshole care există. Eu sunt cel mai mare asshole. Faptul că recunosc că sunt cel mai mare asshole înseamnă că nu mai trebuie să dau bine, înseamnă că nu mai trebuie să mă chinui să mă placă lumea, înseamnă că pot să îmi dau voie să greșesc, înseamnă că pot să fiu eu, înseamnă că pot să fiu prezentă și să mă bucur de ce este. Și atunci încep să învăț. Învățătura nu vine din sloganuri și liste.
Învățătura vine din cum tu ești prezent la cine ești și ce alegeri faci vis-a-vis de cine ești. Aș vrea să mai vorbim acum despre, ca să completăm conversația despre rezoluții, despre ce ne dorim, despre rezultatele pe care le avem. Una dintre distincțiile care apare în cursurile tale și în educația ontologică. A fi, a face, a avea. Despre asta am vorbit până acum. Știu, dar aș vrea să punctăm așa un pic în încheierea conversației. Pentru că, în general, oamenii se uită la ce nu au și la ce își doresc să aibă. Și după ce nu au, se încarcă cu o listă foarte lungă de lucruri de făcut și se trezesc copleșiți. Da, vezi tu, Dhyananda Sarasvati, un maestru indian, a spus că tot răul sau viața asta care nu o trăim, tot răul, tot ce nu funcționează la noi în viață vine datorită faptului că avem o gândire greșită, vine din minte. Apoi te duce mintea ta, te duce imediat să gândești că e o minte greșită, nu? Că e mintea ta defectă. Nu, dar el zice, tot răul vine din minte, dar mintea nu este rea. Tot ce este gândire greșită care are nevoie de corecție. No, distincțiile sau conversațiile ontologice nu fac altceva decât să puncteze sau să-ți arate unde gândirea este greșită sau scurt-circuitată și apoi să o corectezi. Nu este nicio șmecherie pe care o primești în afară, ci doar inteligența cuiva care știe să-ți arate cum, unde este gândirea scurt-circuitată și apoi să-ți o corectezi. Este fenomenal și e liberator. Înseamnă că nu ești defect, pur și simplu e o gândire scurt-circuitată. Să o corectezi, atunci ești cel mai grozav din lume. No, și una dintre gândirile scurt-circuitate care ne ucide, e o gândire care ne ucide viața noastră la toate nivelele, este asta. O ființă umană gândește așa: dacă aș avea XYZ, un bărbat, dacă aș scăpa de acest bărbat, dacă aș avea altul, dacă aș avea bani, dacă aș avea casă, dacă aș avea la 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 la, dacă aș avea copii, dacă aș avea mulți bani, dacă aș avea un personal extraordinar, dacă aș avea un birou foarte, foarte, dacă aș avea un iaht, dacă aș avea ceva. Toate ființele umane gândesc așa. Dacă aș avea, înseamnă că nu le am. Atunci voi face. Ce voi face? Gândește-te. Lucrurile care mă fac. O listă pe care nu le fac acum. În general, mi-e place să spun în cursuri, face rahatul praf. Da? Îmi place cel mai tare. Da. După care vei fi, nu? Vei fi cum? Fără nicio discuție, fericit, mulțumit, împlinit. Dar în primul rând, pe primul loc este fericirea. Și Buddha spunea, toate ființele umane vor fericire și nu vor să aibă suferință. Toate ființele umane vor să fie fericite, nu vor să aibă suferință, să nu sufere. Ok. No, când tu pornești de la faptul că tu nu ai, deci nu faci, deci nu ești, ce faci? Alegi după a avea. Trebuie să ai. Și faci orice ca să ai. Este? Da. Asta se consideră a fi viață. Viața este n-am, trebuie să fac ca să am. Hm? Și atunci ființa umană este într-o continuă alergătură de la a nu avea, la a face sau nu face, ca să fie. Da? Și când nu este, că nu are de ajuns, când nu este, acest nu sunt încă împlinită, încă nu sunt fericită, încă nu sunt bla bla bla, te face să lucrezi cu jumătate de măsură și te face să ai rezultate patetice care la rândul lor întăresc faptul că nu ești. Când tu mergi de la face, de la avea spre a face, la a fi, ești ca un măgar care atârnă, atârnă un morcov. Și cu cât alargă mai tare măgarul pentru acel morcov, cu atât mai departe se îndepărtează morcovul, pentru că morcovul e legat de un băț în fața lui, la un metru, deci niciodată nu o să ajungă la morcov. Procesul de devenire în viața unei ființe umane este procesul unui idiot care alargă ca un măgar cu un morcov în față. Într-o zi o să fiu, într-o zi o să devin, este cea mai mare păcăleală și cea mai mare gândire greșită pe care o ființă umană poate să o aibă. Este absurdă! Este gândirea unui om nebun. E o nebunie. Mersul lucrurilor în univers este cu totul altul. Când eu am auzit conversația asta în 1983, nu mi-a venit să cred că mi se pune în față, pe masă, cunoașterea existenței în univers. Pentru că pentru mine este cunoașterea existenței în univers. No, fii atentă. Mersul vieții vine din a fi spre a face și spre a avea.
Nu merge, nu este de la avea la a face a fi. Este invers. No, fii atentă. Când eu nu am ceva, dacă aș avea ceva, deci nu l-am. Evident, nu fac niște lucruri și apoi, evident, nu sunt fericită. Este? Da. În concluzie, dacă mersul vieții este de la a fi la a face la a avea, înseamnă că eu sunt un om nefericit. Pentru că încă n-am cele lucruri, na? Sunt un om nefericit. Și dacă sunt un om nefericit, acțiunile mele sunt cum sunt. Jalnice, tai colțurile, n-au integritate, nu sunt prezentă, dor pe mine și mă plâng mult. Rezultatele se potrivesc cu ce fac. Sunt corelate cu ce? Cu ce fac. Ok? Apoi, rezultatele fiind patetice, pun eticheta pe ele, patetic. Am dreptate. Eu nu sunt un om fericit, nu sunt un om împlinit. Am dreptate. Nu sunt, că rezultatele astea nu mă împlinesc. Și atunci mă duc și interesc din nou faptul că sunt o dobitoacă, că nu am noroc, că nu am rezultate, că sunt, nu știu destul, că sunt proastă, bla, bla, bla. Ce se întâmplă când pun aceste lucruri în a fi? Performanța mea sau acțiunile mele sunt și mai jalnice, care îmi dovedesc prin rezultate ce? Că sunt într-adevăr o proastă. Deci mersul este complet invers. Werner Erhard, care a făcut cursul, care a creat cursul de S-training pe care eu l-am făcut, recent și nu, că educația ontologică tot timpul auzi, poți să asculți același lucru și auzi peste un an de zile ceva pe care nu l-ai auzit niciodată, înainte, în același lucru. Deci, în urmă cu ceva ani, aud aud vorbind și aud o chestie. El spune, nu există nimic altceva decât nimic și semantică. În concluzie, imaginează-ți că tabla aceea albă pe care tu o reprezinți este în spațiul de a fi. Ea este nimic, că nu e nimic pe ea. Iar apoi există semantica pe care tu o pui. Dacă eu pun semantica pe această tablă în a fi, care este sunt proastă, sunt mică, nu-s de ajuns, n-am noroc. Semantica îmi dă mie acțiunile și îmi dă rezultatele. Dacă eu șterg semantica asta și spun, cine vrea cum mi-a spus mie că sunt împită și urâtă? De unde am cumpărat eu prostia asta dacă eu sunt în chipul și asemenea lui Dumnezeu? Și îndrăznesc să spun, sunt un asshole și mă bucur de viață din plin. Ok? Asta e noua mea semantică. Care vor fi acțiunile mele corelate cu această semantică? Vor fi dezvănțuite, vor fi asumate, vor fi sau nu, dar nu-mi pasă pentru că cine sunt deja. În orice caz, dacă vrei să ai acțiune, va fi corelată cu cine ești. Cu entuziasm, cu exuberanță, cu integritate, că vine cu valori chestia asta, noua semantică se scoate. Semantica pe care o pui din ființă vine cu valori. Dacă ai valoarea integrității, autenticității, prezenței, astea vin la pachet. Acțiunile tale vor fi corelate și apoi rezultatele vor fi corelate. Dar fii atentă, din moment ce tu deja ești, tu nu trăiești viața ca să ai. A avea vine de la sine. Călătoria este în a face, dar contextul este în a fi. Adică cine ești? Cine spui că ești? Pentru că totul este nimic și semantică. Mulțumesc, Toni. Ce vă doresc tuturor celor care ne ascultați să găsiți valoarea care vă inspiră să fiți în acest an. Ok, super, mulțumesc. Și eu. Ciao.